Anda Adam a intuit perfect cum să ajungă direct la inimile ucrainenilor. Cântăreața i-a cucerit definitiv prin concertul din noaptea de anul nou și nu doar prin hiturile sale, ci printr-un moment special pregătit în detaliu. Anda a reorchestrat melodia rusească de legendă Kalinka Maya pe ritmuri de club, ce a urmat o explozie de bucurie printre miile de spectatori. Surprizele româncei nu s-au oprit aici, dar nici organizatorii nu s-au lăsat mai prejos în ceea ce o privește. Anda Adam ne dezvăluie însă tot, pentru că e invitata mea astăzi. Bună, la mulți ani! Bine ai revenit la noi! În anul 2012. Ai avut o intrare pe cinste în noul an, pot să spun așa? În forță, da. Da, a fost un concert foarte frumos, unde oamenii ne-au întâmpinat cu brațele deschise. Și tocmai pentru că era prima oară când mergeam în Ucraina, având în vedere că era și Revelionul, m-am gândit să le fac o surpriză. Și așa cum ai spus și tu, m-am gândit să cânt o piesă din repertoriul lor și aceasta a fost Kalinka Maya, care este foarte cunoscută la ei și am fost sigură că reacțiile vor fi pe măsură. Așa că și ți-au trecut așteptările, pot să spun asta? Da, mi-au trecut așteptările, pentru că în momentul în care am început să cânt Kalinka Maya, chiar a fost o explozie, așa toată lumea era pe mese, s-a ridicat în picioare. Au reacționat foarte, foarte frumos, tocmai pentru că nu se așteptau să facă acest lucru și, și din cauza faptului că piesa, când începe, este o piesă foarte dance de club și probabil că ei s-au gândit că o să fie o altă piesă din repertoriul meu. Și marele a fost surpriza și mirarea să constate la un moment dat că după aceste beat-uri foarte dance s-a oprit ușor melodia și am început să cânt Kalinka Maya. În momentul ăla toată lumea a fost extaziată și mi-au mulțumit, au venit, au făcut poze după aceea cu mine, mi-au mulțumit pentru faptul că am cântat piesa lor și în limba lor. Cum te-ai descurcat cu rusa? Am exersat în avion. Am avut versurile în avion și le-am tot citit, că mi-aduc aminte așa un pic din școală, pentru că ai făcut rusă, școala generală am făcut rusă, da? Și diriginta mea chiar a fost doamna profesoară de rusă. Și mai aveam așa Carilla, niște frânturi, gen cu ia lubriti bea sau eu mai știu ce. Dar în ceea ce privește versurile piesei Kalinka Maya, bine, este o piesă foarte cunoscută pe care și noi o știm, adică n-a fost foarte complicat să o învăț, numai că am învățat versurile corect, așa cum ar fi trebuit să le spun, pentru că nu erau chiar cum știam eu piesa așa din auzite. Și le-am repetat în avion, am stat cu căștile în urechi să mă asigur că le pronunț cum trebuie. Am și verificat înainte să intru pe scenă cu cineva din organizare. Întrebat, așa se spune, sigur, așa, da? Așa. Da, super. După aia am întrebat și cum am învățat și cum se... Să nu mă întrebați acum, că nu mai mi-aduc aminte. Am întrebat și cum mai se spunea la mulți ani, la mulți ani în limba lor. Și le-am spus câteva cuvinte în rusă. Le-a plăcut foarte tare. N-a fost singura surpriză pe care le-ai pregătit-o. Știu că i-ai surprins și cu Hit the Road. Hit the Road Jack, da. Este o piesă care m-am gândit că este foarte potrivită pentru seara de Revelion. O piesă la care am tot o variantă dance și am o variantă așa actuală, 2011-2012, pe care sunt convinsă că toată lumea o știe, nu doar în România, cred că în toate țările. Toată lumea știe piesa Hit the Road Jack și au cântat-o împreună cu mine și show-ul a fost, și am mai avut o piesă foarte frumoasă pe care nu avem un filmulețul care rulează la voi. În final le-am cântat celebra piesa I Will Survive. Am avut trei piese care n-au fost din repertoriul meu, tocmai pentru că m-am gândit că sunt potrivite pentru Revelion. Potrivită pentru Revelion a fost și rochița pe care ai purtat-o, da. Deosebită. Super, exact pentru Revelion. De-aia m-am și gândit să port această ținută, că cred că pentru un alt gen de eveniment, nu știu, poate doar o petrecere de firmă sau ceva de genul, ar fost un pic cam mult. Dar având în vedere că era Revelionul și că toată lumea, eram convinsă că doamnele de acolo vor avea niște ținte extraordinare, ceea ce au și avut, și foarte mult au fost în rochii lungi, extrem de elegante și de frumoase și de deosebite, m-am gândit că ar trebui să am o ținută pe măsura așteptărilor lor. Pentru că doamnele din Rusia sau
în general, din zona aceea, fie că e Rusia, fie că e Ucraina, din concertele precedente pe care le-am mai avut, am constatat că doamnele sunt extrem de bine îmbrăcate și foarte cochete. Foarte cochete și un mare preț pe de mulți bani, ca să spun așa. Adică trebuie să fii acolo, nu poți să fii mai jos decât se prezintă ei. Cu ce gânduri ai intrat în 2012? Ce planuri ai pentru anul acesta? Am foarte multe planuri. Asta e minunat. Și îmi fac planuri cu casa mea de producție de la care tocmai vin. Am fost acolo pentru a face planuri. Și avem multe campanii pe care vrem să le derulăm, piese pe care deja le căutăm și la care lucrăm. În aproximativ o săptămână sau două se va lansa și piesa care se bucură de atât mult, de mult succes în Portugalia. Am o piesă cu un DJ cunoscut din Portugalia, Coruș Tasmin îl cheamă, al cărui videoclip l-am filmat acolo. Se va lansa și această piesă într-o aproximativ o săptămână. Can Feel se cheamă piesa, muzica și textul îmi aparțin, producția este făcută cu DJ-ul din Portugalia cu care colaborăm. Este o piesă care s-a semnat cu cea mai mare casă de producție din Portugalia, Didisco. Și or să mai tot urmeze și anumite featuring-uri despre care nu pot să vă dau detalii acum, dar avem multe surprize pentru o să le descoperim pe parcurs. Îți mulțumesc, Anda, că ai venit la Observator. Vă mulțumesc. Și un an nou. Am început anul cu bine aici, în platou, alături de voi. Vă mulțumesc mult de invitație. Cu mare drag.